Casele Muzeului Satului vor prinde viață și în acest an la deja tradiționala manifestare Crăciun în Maramureș. Maramureșenii sunt așteptați la pomana porcului și să deguste din preparatele pregătite de bucătarii aduși din trei colțuri ale județului. Colăcei, tocănițe de porc la ceaun cu mămăligă, dar și fasole pentru cei care țin post, vinul fier și pălinca de Maramureș vor fi din belșug pentru toți cei care vor trece pragul Muzeului Satului sâmbătă 22 decembrie, începând cu ora 10. Produsele din carne de porc vor fi preparate în funcție de specificul zonei la trei dintre casele de la muzeu. Colindătorii din întreg județul vor fi cinstiți cu nuci, mere, colăcei și dulciuri.